Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Liberalii îmbracă astăzi uniforma militară și îl salută cu mâna la chipiu pe noul președinte, generalul Nicolae Ciucă. După un veac și jumătate de istorie, doctrina liberală începe să bată pas de defilare, într-o direcție încă necunoscută, să fie spre neantul politic sau spre o victorie la alegerile prezidențiale din 2024. Ne răspunde Teodor Paleologu, pentru care liberalismul e o moștenire din tată în fiu. Dincolo de veșnicul război din politica românească, armata lui Putin continuă să ucidă în Ucraina. Pe o axă a răului în care dictatori europeni ca Stalin, Hitler sau Mussolini sunt nume de neclintit, unde îl va arunca istoria pe Vladimir Putin? Sau președintele Rusiei va rescrie istoria lumii și se va așeza singur lângă țarul Petru cel Mare? Începem. Domnule Paleologu, bine ați revenit la Insider Politic. Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație. Astăzi, exact când noi discutăm, liberalii își aleg un nou președinte, generalul Nicolae Ciucă. Cum vă sună ca un general să fie liderul unui partid liberal? În sine nu e o problemă. E general în retragere, e în principiu. Slavă Domnului, există generali care au jucat un rol politic. Sigur, ne gândim cu toții la Eisenhower, la De Gaulle. În România, Artur Voitoianu a condus un guvern. Averescu, cea mai ilustră figură de mareșal și totodată șef de partid. De-al minte, Partidul Poporului a fost un partid foarte interesant în perioada interbelică. Deci, în sine, nu e o problemă. Ce este foarte grav este degringolada PNL-ului provocată de președintele Iohannis. Pentru el este autorul moral la ceea pentru ce se că întâmplă astăzi e, tot ce atinge se duce de râpă. El nu e bun decât pentru interesul personal. Da? Să se vadă în frunte și în rest nimic altceva. Face pustiu în jurul lui. Da? Deci tot ce atinge Iohannis se duce de râpă. PNL-ul se duce de râpă. Avem de a face cu o gravă degringoladă a acestui partid, iar impunerea generalului Ciucă în fruntea guvernului și acum în fruntea partidului este o încercare disperată, dar lipsită de șanse, de a salva ce se mai poate salva, dar n-are ce se cum. Mai poate salva? Partea proastă este că în felul ăsta se va mai compromite ceva foarte important. În primul rând, generalul Ciucă avusese o carieră respectabilă. A luptat în teatrele din Irak, din Afganistan. Dar el nu, în mod evident, nu se descurcă sub lumina reflectoarelor. Mă refer evident la problema plagiatului. Iar încercările lui de a eluda problema sunt ridicole, sunt nedemne de un general al armatei române. Deci ce regret foarte mult în toată această poveste e că pe lângă degringolada PNL-ului provocată de Iohannis, se mai duc de râpă alte două lucruri de care am fi avut nevoie, prestigiul armatei și prestigiul personal al generalului Ciucă, care, mă rog, până nu de mult fusese un om respectabil. Însă maniera în care gestionează problema plagiatului este jalnică și eu am mari dubii care capacitățile politice de a propune un proiect real. Că e un bun intrigant, asta am văzut. Nu-i puțin lucru. Eu nu sunt deloc poate un bun intrigant. Deci asta nu mai sunteți în politică. E mare lucru deja, dar nu cred că poate mai mult de atât. Adică tare mă tem că degringolada lui Iohannis, degringolada PNL-ului, îl va îngropa și pe el. De ce are nevoie un militar, un general, de un doctorat? E o prostie. Pentru mine e de neînțeles această marotă a doctoratelor. N-are niciun sens, n-are absolut nicio noimă. E cea mai mare gogomanie. Dar sunt foarte mulți care și-au dat câte un doctorat. N-au cum, n-ai cum să faci un doctorat serios decât dacă lucrezi zi de zi, fără să faci nimic altceva, timp de
4-5 ani. Eu am lucrat 5 ani la teza mea de doctorat, sigur că oficial am fost înscris 3 ani, dar de fapt lucram deja de dinainte și sunt perioade în care efectiv am lucrat de dimineață până seara, nu mai puteam să fac nimic altceva și cum pot oamenii ăștia să fie și generali sau coloneli, cred că era pe atunci. Era deja general. În 2003, când și-a susținut teza de doctorat, da, fusese și într-o misiune militară externă. Da, n-ai cum, este imposibil. Nu e doctorat. Și mai e un lucru, ce e aia teză de doctorat secretă? Că am înțeles că teza de doctorat a Ministrului Educației este secretă. Și a Ministrului de Interne. Da, ceea ce este ridicol, nu există așa ceva. Teza este publică. O teză de doctorat trebuie să poată fi consultată. O susținere de doctorat trebuie să fie publică. O teză de doctorat care nu e publică nu e teză. Și mai e încă o problemă foarte gravă. Pe lângă tezele plagiate, că ăsta este nivelul cel mai de jos, da? la care din păcate au ajuns oameni al minteri destul de respectabili. Nu doar să vedem, generalul Ciucă, dar și Ionuț Vulpescu, fostul ministru al culturii, care era unul dintre cei mai respectabili oameni din PSD. Oameni că nu sunt mulți, sunt foarte puțini, cât de cât plauzibil. Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia de ce își dau foc la valiză în felul ăsta. Dar pe lângă asta mai e ceva, și anume cantitatea incredibilă de teze nule, care n-au valoare, nu sunt plagiate, dar sunt niște însăilări absolut lipsite de interes, de lucruri luate de pe la alții, doar așa ca să fie și ca să aibă un spor la salariu foarte adesea și să poată să se împăuneze cu un titlu de doctor. Eu sunt foarte mefient față de toate doctoratele astea obținute în România, dar sunt foarte puține teze valoroase în România. Nu spun că nu sunt, slavă Domnului, sunt. Și e foarte trist pentru cei care fac doctorate serioase în România, pentru că prestigiul titlului de doctorat este complet distrus de asemenea impostori. În 2016, când ați fost exclus din PNL, ați numit situația de atunci din partid drept, citez, imbecilitate piramidală. Astăzi, ce etichetă ați pune pe PNL? E la fel, e o perseverență în aceeași direcție. Atâta vreme cât președintele Iohannis teleghidează PNL-ul, nu ne putem aștepta decât la imbecilități. Unele sunt piramidale, altele sunt mari cât Palatul Poporului, altele sunt cât un zigurat, altele sunt cât zidul Chinei și așa mai departe. Putem găsi tot felul de comparații. A fost la piramide, nu-i așa, domnul Iohannis, și a putut în felul ăsta a vedea cât de mari pot fi tâmpenile care ies cumva de sub mantaua sa, da? Mai este statuia lui Bruckenthal de la Sibiu, care ne spune ceva despre ego-ul lui Iohannis. Și aici aș face o comparație cu statuia pe care Putin a inaugurat-o la Moscova, statuia prințului Vladimir, da? Sfântul Vladimir. Fiecare, de fapt, și-a făcut propria lui statuie. Putin a inaugurat o statuie care de fapt spune ceva despre grandomania lui, la fel și Iohannis a inaugurat la Sibiu o statuie care spune ceva despre grandomania lui. Acum trebuie remarcat totuși că grandomania lui Putin e mult mai mare și evident nocivitatea lui e mult mai mare decât nocivitatea președintelui Iohannis. O să vă critique lumea acum că l-ați comparat pe Iohannis cu un criminal. Sub nicio formă, nu. Din punctul ăsta de vedere, Iohannis patronează un regim de o extremă mediocritate. Și mai e un lucru, modul în care această coaliție tratează, de pildă, institutele culturale. Este absolut rușinos să pui un om ca Cezar Preda la Institutul Cultural din Paris. N-am nimic cu domnul Dobre, dar nici el n-are nimic cu Lisabona. Și după aia mai sunt alte nulități, mai puțin faimoase, care au fost puse în diferite funcții în Institutul Cultural Român. Deci această coaliție PNL-PSD este absolut o rușine. Acum, sigur că în contextul în care avem un război alături de noi, tine să ne adunăm în jurul steagului și ăștia sunt, da? Iohannis, generalul Ciucă și adunătura lor de impostori, nulități, hoțomani și așa
așa mai departe. Asta nu avem pe alții. Când erați în PNL, PDL, coleg cu Cezar Preda și cu Victor Paul Dobre, iată astăzi oameni de cultură, cum se raportau oamenii politici la cultură și la educație? Unul dintre cei mai importanți oameni din PDL, nu spun numele, mi-a spus odată, așa că îmi băuse puțin mai mult, e adevărat că bea frecvent, mi-a spus îmi bag P în intelectuali. Asta este deci era domnul Băsescu sau nu? Nu, Băsescu niciodată nu spune așa ceva. Din potriva, are respect pentru intelectual, chiar când recunoaște că nu știe, ceea ce e mare lucru. Acum, nu știu exact ce o fi având în sufletul lui, dar niciodată n-a spus așa ceva. Nu, e un personaj important din PNL, actualmente foarte important în PNL, care mi-a spus acest lucru, pot să vă spun și exact când, în 2009. În ce context? Era o masă. Și dumneavoastră erați ministru atunci? Eram ministrul culturii. Asta și cu atât mai amuzant și mai tragic. Se matolise puțin, probabil, dar așa, și a spus această grosolănie foarte revelatoare. Și în fond, numirea lui Cezar Preda la ICR este exact asta. Băgameaș în cultură, în intelectual și așa mai departe. Este, cum să spun, de o mizerie incalificabilă. Și toate lucrurile astea sunt patronate de președintele Iohannis, de domnul Ciucă. La urma urmei, s-ar părea că nu-l deranjează foarte mult impostura. Și e foarte păcat pentru cariera pe care a avut-o. Este un om pe care îl respectam până nu de mult. E păcat că a făcut acest pas într-o cloacă politică și se pretează la așa ceva, să patroneze așa ceva. Dar, repet, avem un război la graniță, aproape de noi, și, din păcate, această tragedie ne prinde pe picior greșit, adică cu niște guvernanți și un președinte și niște lideri absolut nepotriviți. Dar când ne uităm la alternativă, ea există în Parlament sau pe scena politică în acest moment? În acest moment nu. În 2019 a existat o alternativă. Dumneavoastră, și mai e un lucru. Unii îmi reproșau atunci că sunt prea sever cu președintele Iohannis. Acum regret că n-am fost mai sever, pentru că tot ce am spus s-a dovedit adevărat și chiar a fost depășit de realitate. Însă, în momentul de față, sigur că dumneavoastră vă referiți la AUR. Da? Sau la USR. Sunt singurele partide de opoziție. Da, care au anumite asemănări, iarăși nu fac comparații, dar există o agresivitate comună și pot să mă refer la experiența mea de om politic. Eu am fost înjurat cam de din toate direcțiile. PSD, PNL, adică USL în 2012, pe atunci, 11-12, mi-am luat niște înjurături incredibile din partea USR-ului în 2019, niște insulte incredibile, pentru că da, făcut cretin, jigodie, securist. Da, pot să citesc și știu și cine le-au spus, da? Mă rog, nu mai repet numele că le fac publicitate, că asta de fapt încercau ei să obțină o anumită notorietate pe spinarea mea. Însă înjurăturile de la AUR au o particularitate, pe lângă grosolănia și ticăloșia atacurilor pe care le-am evocat mai devreme, sunt amenințările cu moartea. Da? Și am primit în mod sau a violență fizică. Constant mesaje de o violență extremă, de pildă. Ne trebuie un război civil să vă omorâm pe toți intelectualii trădători. Ne trebuie gărzi roșii brigade roșii să vă împuște. O doamnă spunea, abia aștept să vă văd spânzurați în piață publică. Altul spunea, o să vin la Casa Paleologului să te iau la bătaie. Și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt constante. Nu sunt eu singura țintă a unor asemenea amenințări, adică nu vreau să fac pe marea victimă, că mai sunt și alții. Și nici nu le dau prea mare importanță. Dar liderii AUR au o mare responsabilitate, pentru că ei toarnă gaz peste foc, peste focul violenței. Și violența verbală este de nesuportat. Și ca să facem cumva tranziția cu celălalt subiect, evident, și anume
războiul din Ucraina, să nu uităm un lucru. Candidatul aur la funcția de prim-ministru este domnul Georgescu, care este un admirator al lui Putin, care justifică războiul din Ucraina. Iulian Capsali a fost pus la TVR de către aur. Este un apologet constant al lui Putin și justifică războiul, spune că totul e minciună, că nu e adevărat, că nu sunt masacre făcute de ruși în Ucraina. Și apoi Matracuca Supremă, da, care se duce și discută cu care discută cu ambasadorul Rusiei, cu acest stalinist care este ambasadorul Cuzmin. Este efectiv stalinist. Mie mi se pare grav că l-am acceptat ca ambasador. Nu trebuia să-i se dea agrementul, pentru că se știa cine este. Fusese ambasador la Chișinău și provocările lui permanente făcuseră vâlvă și acolo. Deci noi nu trebuia să-l acceptăm ca ambasador când a fost numit. Este o bătaie de joc din partea Ministerului de Externe al Rusiei că ne-a trimis un asemenea om pentru care Stalin este un mare om. Da? Deci să ne înțelegem, oamenii ăștia fac apologia crimei, consideră că Holodomorul nu a existat, că deculachizarea a fost o treabă foarte bună. Asta gândește ambasadorul Cuzmin, este stalinist să dea. Și noi am acceptat un asemenea ambasador despre care știam cum gândește. Domnule paleologu, tatăl dumneavoastră a fost parlamentar PNL în mai multe mandate, trei mandate. Ce-ar fi spus astăzi tatăl dumneavoastră, alecu paleologu, despre PNL și despre noua conducere a partidului? El era un om care vedea totdeauna partea comică a lucrurilor. Cred că ar fi râs grozav de prostia asta apoteotică la care asistăm. Cred că ar fi râs, în primul rând. Dar acum, să ne înțelegem, nici PNL-ul pe vremea lui nu era extraordinar. El vedea că lucrurile nu sunt cum ar trebui să erau fie. Erau multe facțiuni atunci. Dar, totuși, în anii 90, mai erau în Parlament oameni care aveau o altă valoare, dar totuși era un copos, a fost până a murit. Ion a fost taică, mi-a fost Ion Diaconescu nu era o lumină intelectuală, dar era un om admirabil pentru curajul de care dăduse dovadă. Dar chiar și așa, Ion Diaconescu, în contextul de acum, e formidabil. Eu trebuie să spun ceva, sunt foarte bucuros că nu mai fac parte din Parlament. Deja în a doua mea în al doilea meu mandat eram dezgustat de ce vedeam cu zgonea președinte și cu groaznic, a fost sinistru. Și îmi pare tare bine că nu mai sunt acum, pentru că a ajuns la un nivel de golănie inimaginabil Parlamentul României. Te întreb dacă se poate coborî mai jos. Da? Și s-ar părea că de fiecare dată s-a putut mai jos. În 2012-2016 mă întrebam dacă se poate coborî mai jos. Ei bine, s-a putut. Vi s-a cerut vreodată șpagă în politică? Nu, șpagă... Mai e un lucru. Eu sunt un om care nici măcar nu i s-a propus propriu-zis vreodată șpagă. Sigur că unii ar fi avut intenții, dar eu descurajez, prin felul meu de a fi, descurajez așa ceva. Am bănuiala că cineva a luat șpagă promițând că rezolvă cu paleologul și n-a rezolvat nimic. Am o bănuială în sensul ăsta, dar nu e o certitudine. Deci am impresia că cineva a luat o șpagă spunând că rezolvă, dar n-a rezolvat absolut nimic, pentru că într-adevăr era ceva de neacceptat. Vedem că în aceste zile Elena Udrea ține din nou prima pagina ziarelor, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Din ce mi-amintesc eu, dumneavoastră trebuia să fiți pe un loc eligibil la alegerile europarlamentare din 2014 și v-a blocat Elena Udrea atunci? Nu cred. De fapt, nu știu. Am mai povestit atunci că
faimosul penalti. Era omul său de încredere. Da, mă rog. Nu, acum nu vreau să... Mai cu seama acum, nu îmi place să arunc pietre în oameni care oricum sunt terminați. Însă, e clar că a vrut să scape de mine, nu știu exact de ce, dar nu mă plâng. Adică eu nu eram ahtiat să ajung deputat european. Și e adevărat că penalti mi-a spus, era o comisie făcută pentru a pondera diferite considerente. Îmi place foarte mult cum era formulată titulatura respectivei comisii și penalti la un moment dat mi-a spus lasă vrăjala, scoate banii. Dar, mă rog, banii pentru finanțarea pentru campaniei, ceea ce era de fapt o manieră de a mă scoate din joc. Dar nu vreau să speculez a cui a fost intenția, de ce și așa mai departe. Oricum, au fost mai multe lucruri ciudate atunci. Trebuie să spun un lucru. Înainte de a, cu câteva luni înainte, tot trăgeau de mine Papa Hagi și Baconski și Tomac să mă alătur PMP-ului. Da. Și am fost în PMP timp de 3 săptămâni. 3 săptămâni. Da, pentru că după... Acum să știți ceva. Că de fapt ei sunt foarte recunoscători lui Pinaldi pentru întrebarea asta. Am rămas absolut... estomacat, n-am avut nicio replică la așa ceva. Cum n-am avut nicio replică nici la aia cu băgame așa în intelectual. La chestii de astea n-ai nicio replică. Dar m-am gândit după aia că de fapt mi-a făcut un mare bine, că a fost un duș rece de care probabil aveam nevoie. Mi-am dat seama imediat că lucrurile sunt complet stricate în miezul lor și că deși erau oameni foarte buni în PMP, repet, Baconski, Papa Hagi, Cristi Preda, da, erau oameni valoroși, da, și din păcate lucrurile au luat turnura asta, dar mai e un lucru, trebuie cu reculul timpului. Partea proastă că în 2008, 2009, 2010 nu realizam că și în PDL lucrurile erau stricate. Putrede. Nu-mi dădeam seama. Am început să-mi dau seama mai târziu când au apărut informații. 2014, da? Atunci au apărut primele informații serioase. Nu mă refer la cazul Riții, care a intervenit foarte devreme, dar treburi serioase, da? Sume mari, asta pe parcurs au ajuns să fie cunoscute. V-ați imaginat vreodată cum ar fi arătat Traian Băsescu fără Elena Udrea alături? Ca un politic. Da, eu nu cred că l-a influențat pe el foarte mult. El nu e chiar atât de influențabil. Da? Nu, și e destul de... are tăria opiniunilor lui. Dar e clar că asocierea de imagine nu i-a făcut bine. Asta este limpede, e cât se poate de clar. Vă simțiți dezamăgit acum de Traian Băsescu după ce a apărut și această decizie a instanței că a fost turnător? Nu, hai să fim serioși. În 2004 nu știam că e posibil acest lucru, că doar vorbim de cineva care făcuse o carieră foarte importantă înainte de 89. Adică vin acum intelectuali care l-au susținut și spun că sunt dezamăgiți de... erau atât de idioți încât să-și imagineze că era ușă de biserică Băsescu? Da. Nu. Să fie. Și iar dacă da, atunci este grav pentru ei. Dacă mi s-ar părea grav să fie chiar atât de stupizi. Și nici nu cred că sunt stupizi, ci doar ipocriți. În 2004 am votat Băsescu și am și scris lucrul ăsta pentru că era preferabil lui Năstase și PSD-ului. Atât. Da, eu nu am spus niciodată că Băsescu este minunat, extraordinar, e un bun luptător și doar el putea să-l bată pe Năstase. Și că a colaborat, acum mai e un lucru, colaborarea cu securitatea în sine nu înseamnă nimic. Până nu vezi hârtiile respective, nu te poți pronunța.
Eu știu bine despre ce vorbesc, că doar am citit nu știu câte volume de note despre tatăl meu și am văzut și notele puține la număr pe care le-a scris tatăl meu. Și știu despre ce vorbesc, da? Deci până nu citești niște note, nu te poți pronunța. Cum arătau acele note pe care le scrisese tatăl dumneavoastră? Tatăl dumneavoastră a avut puterea de a recunoaște imediat după Revoluție? Da, pentru că nu toată lumea este Alexandru Paleologu. E unul la 22 de milioane. Însă a scris de pildă trei note, dacă nu mă înșel, despre Steinhardt, care erau prezentări favorabile, da? Spuneau despre Steinhardt că este un om competent, priceput, care trebuie folosit, că este o mare prostie să-l lași să vegeteze într-o funcție mică la o lucrare la o întreprindere, da, ca contabil. Da? Am mai văzut câteva note scrise de data după ce fusese în străinătate, dar erau anodine, da? Nu spuneau ceva concret. În schimb, am văzut și note puține la număr, foarte puține, care dădeau informații concrete, care puteau avea un impact negativ. Da? Deci erau fost în dosarul lui tata două note: căutați-l pe Paleologu acolo, că se ascunde acolo. Asta e grav. Dacă spune cineva că Paleologu e, nu știu, că e leneș sau că n-are nicio importanță, adică chiar dacă e o judecată negativă, n-are absolut niciun fel de importanță pentru persoana respectivă. Însă trebuie făcută distinție între turnătoria propriu-zisă, da, informații factuale care au impact și notele, mă rog, mai mult sau mai puțin anodine. La fel e și în cazul Mona Muscă, să ne înțelegem. Eu cred că Mona Muscă nici nu a avut conștiința vreodată că a făcut ceva greșit. Uite, să vă povestesc o întâmplare pe care n-am mai povestit-o până acum. În 2000 a candidat tatăl meu pentru ultima dată la Senat și a păruse legea asta cu CNSAS-ul și trebuia să completeze declarația privind colaborarea cu securitatea ca poliție politică. Și tata a spus, da, evident, că doar am scris o carte, înainte de 89 scrisese cartea, sau compusese cartea cu Stelian Tănase. Cartea cu Stelian Tănase este concepută în 88-89. Și a apărut ulterior, dar ea era deja scrisă, să spunem. Și a bifat, da. Și țin minte o conversație cu Mona Muscă, l-a sunat pe tata și a spus, domnule Paleologu, puneți nu, că dumneavoastră n-ați colaborat cu securitatea ca poliție politică, n-ați făcut poliție politică, pentru că n-ați făcut rău unor oameni care au ajuns la închisoare din cauza dumneavoastră. Și tata a spus, da, cum am spus că am colaborat, lasă distinția asta, este mai degrabă juridică. Da, ori această distinție este, mai exact, această formulare din acele declarații e o formulare tâmpită. Pentru că unii spun, păi n-am colaborat cu securitatea, dar n-am făcut poliție politică. Ce e aia, am făcut poliție politică? Mai sunt și cazuri de oameni care au primit o decizie favorabilă din partea tribunalului, dar ei au colaborat, bine mersi. Da, mai e și cazul celor despre care justiția a spus că n-au colaborat cu securitatea ca poliție politică, dar ei au colaborat, bine mersi, cu securitatea și e un lucru cunoscut și nici n-aveau cum să n-o facă. Și mai sunt o serie întreagă de oameni care sunt în situația asta, începând de pildă cu guvernatorul Băncii Naționale. Cum era să nu în poziția pe care o avea înainte de 89? E imposibil. Că n-a făcut rău, sunt convins că este un om decent și în plus de asta e unul dintre puținii oameni care se pricep la ceva în țara asta și care are o funcție importantă. Da? Deci toată discuția asta despre securitate, din păcate în România, este o discuție complet absurdă. Oamenii vorbesc despre ceva ce nu știu. Dar trebuie să vezi hârtiile, trebuie să vezi notele înainte de a te pronunța.
Asta este absolut esențial, da? Ca să-ți faci o idee precisă despre o persoană, despre un context anume. Da? Deci pentru mine nu e o surpriză. Da, înainte de 89, Băsescu a avut o carieră de mare succes. A fost și la Onver. Cum era să n-aibă niciun fel de colaborare cu organele de securitate din România? Nu prea văd cum. Iar în 2009 l-am votat nu pe Băsescu, nu pentru că am ceva împotriva lui Gioană. Că Gioană e, cred, cel mai decent șef al PSD-ului din ultimii 30 de ani. Problema mea era cu PSD-ul și cu cei care erau în spatele lui Mircea Gioană Vanghelie la acea dată. Vanghelie și ceilalți. Da. Domnule paleolog, am ajuns la finalul primei părți. Discutăm în minutele următoare despre războiul din Ucraina și v-aș întreba cum explicați apetența unor români de a susține războiul declanșat de Vladimir Putin. Și asta vă rog un răspuns după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, domnule paleologu, vă întrebam cum vă explicați totuși că sunt români, nu foarte mulți, dar totuși un procent consistent acolo. Nu cred că e un procent consistent. 20%. Eu cred că este o infimă minoritate de scelerați care să fie pro-Putin în momentul de față. Nu, scelerați. Cine în momentul de față susține în România că Putin are dreptate, este un scelerat și trebuie tratat ca atare, ca un scelerat, un om pur și simplu defect moral și intelectual. E vorba de o minoritate totuși foarte restrânsă. Pot să înțeleg că unora le e frică. Într-adevăr, nu suntem departe de teatru de operațiuni și e normal ca unora să le fie frică. Acum, și frica asta totuși trebuie ținută sub control, să nu o luăm razna. Dacă am văzut cu toții oameni care cumpără baxuri de ulei, cumpără tot felul de lucruri, nu știu, pastile cu iod în cantități industriale, asta e deja panică. Da, pot înțelege frica multora, evident că da. Însă, repet, chiar dacă sunt gălăgioși, cei care îl susțin pe Putin în România sunt, slavă Domnului, o infimă minoritate de scelerați. Pe cum? Șoșoacă, Capsalii, Georgescu, oameni de genul ăsta. Văd că mulți comentatori și din presa internațională și de la noi îl compară uneori pe Vladimir Putin cu țarul Petru cel Mare. Și da, așa asta vrea el. Istoric. Nu, vrea Putin să se compare cu Petru cel Mare. Numai că nu îi iese, pentru că bilanțul lui va fi unul lamentabil. Sigur că a avut un început promițător. Și a păcălit multă lume. Primii ani ai lui Putin erau mai buni în comparație cu anii 90, din punct de vedere economic. Din 99 până în, să zicem, 2009. Dar sunt cam 10 ani, aproximativ. Sigur că venea după o perioadă foarte haotică în Rusia, cu o privatizare care n-a funcționat cum trebuia, așa s-a constituit cleptocrația rusă, da? Și avem contaminarea clasei politice de către mafia rusească în anii 90 și lucrul ăsta e valabil și acum. Da? Deci, în anii, la începutul anilor 2000, Putin putea să pară mai bun. Da? Și încă nu și-a arătase tot potențialul de distrugere. Sigur că erau semne. Felul în care a distrus Groznăi în Cecenia. Modul în care a fost gestionat acel episod din 2003, dacă nu mă înșală memoria, luarea de ostateci de la un teatru din Moscova, toate minciunile care s-au spus atunci. Apoi discursul de la München din 2007. Sigur că au fost semne. Uciderea jurnalistei Politovskaya. Au fost semne.
Dar lucrurile au luat o întorsătură dramatică după realegerea lui frauduloasă, trebuie spus, din 2003. Aici i-a jucat o festă grandomania. Da? El e un caz de patologie a puterii. Nu e nebun, nu e nebun clinic, dar e un caz de patologie a puterii. S-a urcat la cap. Când stai multă vreme la putere și ce putere. E greu să nu ți se urce la cap. Unora li se urcă la cap pur și simplu pentru că au o ștampilă. Dar aminte să fii președintele Rusiei. Aproape unui imperiu. Da? Și alegerile din 2013 sunt foarte ciudate. Da? După aia nu i-a convenit deloc că au fost contestări. Și urmează, evident, trecerea efectivă a Rubiconului cu agresiunea din 2014 în Ucraina. Anexarea Crimeei, încercarea de a cuceri Novorosia, dar pentru că el a încercat să cucerească mai mult. Pe lângă cele două republici zise populare din Donbas, a încercat să pună mâna pe Odessa, a încercat să pună mâna pe Mariupol, iar ce vedem acum este o răzbunare sinistră împotriva locuitorilor acestui oraș, da, care a fost făcut zob, așa cum a distrus Aleppo în Siria, așa cum a distrus Groznăi, așa a procedat în Mariupol. Și este o imensă tragedie. Și e vorba de o răzbunare sistematică și să ne înțelegem că au mai murit civili în alte conflicte. Pagube colaterale, victime colaterale. Însă aici avem de-a face cu o voință sistematică de a distruge moralul poporului ucrainean, atacând civili, violând femei, mutilând cadavre, bombardând spitale, bombardând școli, grădinițe, teatre și așa mai departe. Da? Deci e vorba de terorism de stat în toată puterea cuvântului, de mobilizarea unor criminali precum trupele lui Kadyrov, da, care sunt lansate împotriva ucrainenilor. Și ar mai fi un lucru pe care vreau să-l subliniez, oricum se apropie Paștele acum. Rolul pe care îl joacă Patriarhul Kiril e absolut odios. Este sinistru. Este o rușine pentru ortodoxie. Poftim? E o surpriză pentru dumneavoastră? În halul ăsta, da. Pentru că a fost tot timpul apropiat de Vladimir Putin. Da, a fost tot timpul. Mergeau în noaptea de înghiere, luau da. Lumină, sigur se pozau. Da. Nu, de acord. Nu. Plus că bănuim cu toții că a fost și el lucrător în KGB. Ca poliție politică. Da. Ca poliție politică, de data asta, da. Însă, totuși, asemenea abis de ticăloșie n-are cum să nu te surprindă din partea unui om, totuși, care se presupune că, nu știu, are măcar un simț al istoriei, al responsabilității față de biserică. Îmi spunea un bun prieten, Petre Guran, care a fost director la Institutul Cultural din Chișinău, că a ascultat un discurs al lui Kiril și a sintetizat foarte bine personajul. A vorbit într-una despre biserică și nici măcar o dată despre Iisus Hristos. E foarte bună remarca. Bun, o fi vorbind el și despre Iisus Hristos din când în când. Sigur că personajul nu are nicio legătură cu învățăturile lui Iisus, dar măcar cu Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că Biserica Ortodoxă Rusă în momentul de față se confruntă cu o enormă cum să spun, delegitimare etică. În primul rând, tot restul Ortodoxiei, toți ceilalți lideri ai Ortodoxiei sunt oripilați de ce fac rușii în Ucraina. E vorba de devastarea unei țări ortodoxe. Acolo rușii omoară creștini. Acolo rușii distrug biserici. Și asta cu binecuvântarea Patriarhului Kiril, care are tupeul incredibil, cinismul sfidător să spună că Rusia e o țară iubitoare de pace. Da? Fericiți făcătorii de pace. Putin este un făcător de pace. Ca aceea se vor mântui. O formulă faimoasă din Tacit. Distrug totul și apoi numesc asta pace. Exact asta este pacea rusească, Pax Rusica.
devastează o țară și apoi numesc asta pace. O operațiune specială pentru asigurarea păcii. Și asta cu binecuvântarea lui Kiril. Biserica Ortodoxă Română s-a comportat corect în această perioadă? Putea face da, mai mult? Sigur că da, pentru că Biserica Ortodoxă Română a primit foarte mulți refugiați. Nu știu să vă spun cifre acum, dar evident că are și structurile care să-i permită așa ceva. Domnul Bănescu, ați văzut că a spus lucruri foarte pertinente despre Patriarhul Kiril. Nu l-am mai auzit. Patriarhul Daniel l-a zis și el bine ce a spus. Bun, în felul lui, sigur că alți lideri ai Ortodoxiei din alte țări au fost mai combativi. Dar e bine și așa, că cunoaștem stilul Patriarhului Daniel și știm să citim printre rânduri, e clar că condamnă ce se întâmplă acolo. Și în această perioadă, totuși, nu l-am auzit deloc pe prea fericitul Teodosie. Vă e dor. Deloc, dar remarc această tăcere. Slavă Domnului, pentru că cine știe ce ar mai fi spus. Acum, el a spus niște bazaconii în stilul lui despre Putin, înainte de război. Totuși, nu-mi imaginez că acum aprobă intervenția lui Putin, că nu mă aștept să fie un scelerat. Un Kiril. Nu. Însă, probabil tace din gură că e și el rușinat de prostiile pe care le-a spus în trecut despre Putin. Acum trebuie să vă mai spun ceva. Sunt unii oameni care, din vari motive, nu doar la noi în țară, peste tot, în Occident, în Franța, Germania, în Italia, l-au privit cu o anumită simpatie pe Putin, îi găseau scuze, le plăceau anumite poziții ale lui, însă atunci când a început războiul, și-au dat seama că nu mai poate fi justificat sub nicio formă. De pildă Marine Le Pen, care are toate șansele să intre în turul 2 al alegerilor care au loc chiar astăzi, pe 10 aprilie. Ea a fost în vizită la Putin, a fost și finanțată de o bancă cu capital rusesc, pentru că nu primea niciun fel de împrumut de la băncile franceze. Însă când a început războiul, și-a declarat oroarea față de ce face Putin și totala solidaritate față de poporul ucrainean și mai mult admirația pentru eroismul extraordinar de care au dat dovadă ucrainenii. Și aș mai vrea să spun ceva despre Putin. Pentru că un alt lucru grav, pe lângă devastarea unei țări, da, faptul că pune pe drumuri milioane de oameni, e înfiorător. Dar mai e ceva. Acest impostor, pentru că este în ultimă instanță un impostor, se înfășoară în steaguri prestigioase. Petru cel Mare, țarismul, Solzhenitsyn, da, s-a dus la Solzhenitsyn acasă, i-a acordat marele premiu de stat, când a murit Solzhenitsyn s-a dus la înmormântare, îl citează pe Soloviov sau pe Ilin, sigur, care e contestabil și contestat, dar totuși a fost un anticomunist. Deci, apoi invocă ortodoxia, o serie întreagă de lucruri care sunt, mă rog, au un anumit prestigiu. Însă, politica lui efectiv criminală compromite toate aceste lucruri. Tot ce atinge Putin este compromis. Spuneam mai devreme de Iohannis că tot ce atinge se duce de râpă. La Putin e mult mai grav. În primul rând, Putin e mult mai periculos pentru că știe mai multă carte decât Iohannis. Uite, vă dau un exemplu. În 2014, carte, în fine, pretinde că știe, dar oricum, e ceva mai sofisticat din punct de vedere intelectual. La începutul anului, în 2014, a recomandat barosanilor regimului să citească 3 cărți. Le-a și oferit acele cărți. O carte de Marele Soloviov, o carte de Ilin și o carte de Berdiaev. Vi-l imaginați pe Iohannis sau pe generalul Ciucă dând cărți de noi ca Alexandru Paleologu, Blaga, Steinhardt? Nu prea îmi imaginez, da? Însă, ce e pervers în acest lucru este că în acest fel Putin compromite. De fapt, el se revendică de la
asemenea figuri, dar dacă ne uităm atent la ce spun Soloviov, Berdiaev, Solgenițin, îl condamnă. Las, uite, o să țin un curs despre Solgenițin, chiar astăzi, după masă. La Solgenițin tocmai găsim cele mai puternice argumente împotriva politicii criminale a lui Putin. Sunt interesați oamenii să vină la cursurile dumneavoastră despre Rusia? Da, evident că da. Am ținut un curs despre ideologia lui Putin și am avut enorm de mulți participanți, cred că în jur de 100. L-am ținut de 2 ori. Apoi am mai ținut un curs despre patologia puterii în cazul lui Putin și iarăși a fost foarte multă lume. Și de asemenea la cursul ăsta despre Solgenițin și Putin avem destul de mulți înscriși, pentru că e un subiect care ne preocupă pe toți, da? Există acum o tendință de a arunca tot ce e rusesc la gunoi. Chiar și pe Dostoievski. Ceea ce e o mare greșeală. Bun, e adevărat că la Dostoievski găsim accente naționaliste, o anumită xenofobie față de polonezi, în primul rând, față de evrei, față de francezi. E adevărat asta, nu poți să spui că Dostoievski e un democrat liberal. Ar fi absurd. Dar Dostoievski totuși nu poate fi asociat cu o politică criminală, cum este ce vedem în acest moment. Pe axa răului, cu celebri dictatori și criminali, Hitler, Mussolini, Stalin, pe Putin unde l-așezați? N-a ajuns chiar acolo. Oricum, Mussolini e mai mititel decât cei doi campioni. Dacă totuși marii campioni sunt Stalin, Mao, Hitler. Nu suntem încă acolo cu Putin. Să nu exagerăm acum. Și comparațiile cu Hitler mie mi se par uneori forțate. Sigur că sunt elemente de asemănare. Mai cu seamă în modul în care Putin invocă problemele legate de minoritatea rusă din anumite țări. Asta a făcut și Hitler. Și într-un fel avea dreptate, între ghilimele, dacă erau ruși, nemți în Cehoslovacia și, sigur că Cehoslovacia, nu le convenea. Erau ruși, nemți în Polonia și Hitler tot spunea că polonezii nu-i tratează cum ar trebui. Lucru care poate că se poate discuta. La fel face și Putin, da? Invocă proastele tratamente față de ruși din Ucraina și, de ce nu, din Estonia, din alte țări. Deci asta este o tehnică comună. Slavă Domnului că Putin n-a ajuns la nivelul lui Hitler și al lui Stalin. În schimb, ceea ce este foarte îngrijorător în cazul Rusiei este cultul lui Stalin, pe care îl susține chiar Putin. Iarăși revin la Solgenițin. Da? Solgenițin spune despre Stalin că este un enorm criminal, da? Este cea mai bună analiză a stalinismului și a naturii intrinsec criminale a stalinismului, în timp ce Putin îl ridică în slăv pe Stalin. Da? Și mai e tot acest delir al denazificării. Da? El denazifică, între ghilimele, Ucraina și comite niște atrocități, care nu sunt la fel de ample ca cele săvârșite de Hitler, dar totuși sunt inacceptabile în momentul în care ne aflăm, în zilele noastre. E inacceptabil că se întâmplă așa ceva Europa. Domnule paleolog, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru discuție, dar mai avem ultima rubrică pe scurt. Alegeți. Moscova nu crede în lacrimi sau crucișătorul Potemkin? Nici una, nici alta. Să ne înțelegem. Crucișătorul Potemkin este o capodoperă și este o capodoperă, însă e o operă de propagandă. Pot să răspund că prefer Ivan cel Groaznic, partea a doua, de Eisenstein. Vechiul PNL sau vechiul PDL? Vechiul PNL, dar ăla de dinainte de război. Cehov sau Shakespeare? Shakespeare. Alexander... Deși Cehov îmi place enorm de mult. Ana Politkovskaya sau Alexander Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, totuși. Elena Udrea sau Elena Lupescu? Elena Lupescu. Elena Lupescu era există o mitologie negativă legată de Elena Lupescu. Sergei Lavrov sau Vyacheslav Molotov? Care e mai rău? Totuși Molotov e mai rău, dar Sergei Lavrov e un bun emul al lui Molotov.
George Simion sau Corneliu Vadim Tudor? Groaznici amândoi. Mă rog, cu acest plus de golănie la George Simion și un plus de criminalitate la Codreanu. Paște sau Crăciun? Paște. Alexandru cel Mare sau Constantin cel Mare? Constantin cel Mare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Cu mare drag. Am ajuns la finalul primei părți. După pauză aflăm ce crede scriitorul Mircea Dinescu despre Kaiserul Iohannis, care a ordonat generalului Ciucă să fie urmașul brătienilor. Revenim.